Toate spitalele din municipiul Chișinău au deschis secții pentru tratarea pacienților infectați cu virusul COVID-19, iar la terapie intensivă e criză de locuri, singura speranță fiind centrul COVID de la Moldexpo. Medicii anunță că în Chișinău 98% dintre pacienții care ajung la reanimare sunt nevaccinați. În prezent, în spitalele din capitală sunt 1432 de paturi, dintre care 79 în terapie intensivă. Aproximativ toate sunt ocupate. Suntem la limite cu paturile de staționar pentru tratamentul pacienților cu COVID. Suntem deci, în dificultate cu paturile de terapie intensivă, ele nu ajung, se eliberează, de cele mai multe ori se eliberează cu regret prin decesul pacienților. Pe parcursul întregii perioade pandemice, numărul de paturi de terapie intensivă în spitalele municipale a fost majorat de 4 ori. Repet, de 4 ori. Nu s-a mai întâmplat acest lucru niciodată. Șeful interimar al Direcției Sănătate mai spune că centrul COVID de la Moldexpo este acum salvarea, acolo unde urmează să fie instalată o stație suplimentară cu oxigen. Am consolidat structura de la centrul COVID de la Moldexpo. Păstrăm acolo, deci acele 350 de paturi de staționar și 30 de paturi de terapie intensivă. A fost adresată o scrisoare către Ministerul Sănătății cu rugămintea de a asigura centrul COVID cu o stație de oxigen. O stație este încă depozitată și nefolosită, care a fost destinată unui spital republican. Noi am solicitat Ministerului Sănătății să direcționeze această stație la centrul COVID pentru a securiza în plus, în primul rând, rezervele de oxigen. În același timp, în instituțiile educaționale din municipiul Chișinău, situația privind infectarea cu virusul COVID este una îmbucurătoare. Tot mai puțini elevi se infectează. Conform datelor din ultima săptămână, în școli au fost confirmați pozitiv 112 elevi și 40 de cadre didactice. În autoizolare se află 4225 de elevi. Menționăm că în instituțiile educaționale continuă să fie respectate toate măsurile impuse. Printre acestea se numără purtarea măștilor de protecție, dar și respectarea distanței de cel puțin un metru dintre elevi. Totodată, potrivit unui ordin emis de municipalitate, în instituțiile publice, cât și în curtea școlilor, sunt interzise desfășurarea anumitor festivități sau evenimente publice. Majoritatea instituțiilor își desfășoară activitatea cu prezență fizică. Din 131 de instituții de învățământ, 108 urmează modelul 1 de învățare, adică elevii sunt prezenți în proporție de 100% în sălile de clasă. Modelul mixt de învățare, adică alternarea învățământului online și fizic, se practică în 23 de instituții. 366 de clase urmează exclusiv învățământul online, la distanță fiind implicați 3310 elevi. Menționăm, conform datelor furnizate de specialiștii Direcției Sănătate, în prezent 95% din profesori sunt vaccinați.